Salut, dragi cititori! Numele meu este Loredana și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Așa cum spune și titlul acestui videoclip, astăzi sunt aici ca să vă povestesc, pe scurt, sper eu, despre câteva cărți pe care vreau să le citesc neapărat în 2021. În sfârșit am primit și eu un comentariu în care cineva mă ruga să fac un clip de genul ăsta, așa că iată-l. Da, este un an, adică anul acesta a început bine din punct de vedere al lecturilor. Și sincer să fiu, în afară de acel challenge de pe Goodreads, unde îți planifici să sau îți propui de fapt să citești X cărți în anul Y. Eu nu fac alte liste și alte planuri, pentru că de obicei nu prea reușesc să mă țin de ele. Însă, pentru că am primit această solicitare, să-i spunem, m-am gândit totuși să-mi fac o listă foarte scurtă de cărți la care vreau neapărat să ajung acum, anul acesta. O să vă povestesc la sfârșitul clipului, dar ajungem și acolo, despre câteva cărți pe care le voi citi în viitorul apropiat. Ei bine, acum nu vreau să vorbesc despre acele cărți sau despre cărțile pe care le voi citi pentru clubul de carte de la muncă. Acelea clar vor fi, sunt în plan, adică moartă coaptă trebuie să le citesc. Nu, am ales alte titluri din biblioteca personală și sunt aici ca să vi le arăt și vouă. Sincer, prima carte la care m-am putut gândi când am văzut acea întrebare a fost aceasta. E vorba de Breathless de Jennifer Nevin. La noi, în traducere, au mai apărut două cărți de Jennifer Nevin, toate acele locuri minunate, și Holding Up the Universe, care nu mai știu exact cum a fost tradusă în română, dar da, ambele cărți au apărut la editura 3, așa că probabil o să apară și aceasta. Cumva m-am gândit la cartea asta prima dată pentru că am văzut zilele trecute o discuție pe Zoom între Jennifer Nevin și o persoană, un reprezentant al editurii Penguin, parcă, și mi s-a părut foarte interesant modul în care a descris autoarea însăși această carte și mi se pare că tratează niște subiecte foarte delicate pentru lumea tinerilor. Așa că, da, ținând cont că deja o am, vreau neapărat anul acesta să o citesc. Aș fi citit-o de anul trecut, dar anul trecut nu prea am fost în dispoziția necesară pentru lectură. Am cam tras de mine să termin cărți, dar anul ăsta sunt foarte excited să ajung la ea. Mai departe, o altă carte pe care vreau neapărat să o citesc. Anul trecut am cumpărat-o oarecum spre sfârșitul anului și nu am mai apucat să intru în ea. Este vorba despre Cum să oprești timpul de Matt Haig, apărută la editura Nemira. Știți, v-am mai vorbit despre Matt Haig, este unul dintre autorii mei preferați. Și cumva cartea asta mi-a scăpat, dar nu pentru mult timp, pentru că anul acesta vreau neapărat să-i acord o șansă. Sunt destul de sigură că o să-mi placă, pentru că până acum cam tot ce am citit de Matt Haig mi-a plăcut. Chiar și Umani, care i-am dat 3 stele și m-a dezamăgit pe alocuri, dar chiar și Umani mi s-a părut o carte bună. Și cumva m-am, cum să spun eu, elementul de entertainment a fost acolo, adică m-am simțit bine citind-o, chiar dacă nu a fost o capodoperă și nu am zis wow atunci când am terminat-o, dar da, mie îmi plac cărțile lui Matt Haig.
Asta e, pur și simplu rezonez cu stilul lui, așa că vreau să citesc neapărat cartea asta în 2021. O altă carte pentru care am fost foarte încântată când am cumpărat-o și la fel, din păcate, nu m-am mai apucat de ea atunci, imediat ce am primit-o, dar o să o fac cu siguranță anul acesta. E vorba despre A Deadly Education de Naomi Novik. V-am mai spus când am prezentat cartea asta că editura Nemira o publică pe Naomi Novik la noi, așa că mai mult ca sigur o să apară. Nici nu știu, a apărut deja? Nu cred, nu cred, dar cred că o să apară, sigur o să apară. Da, este vorba despre primul volum dintr-o serie fantasy. Și da, este pentru adolescenți, dar ca orice carte de Naomi Novik poate fi citită și de adulți fără probleme. V-am povestit despre cărțile ei, am dedicat chiar și un clip întreg. V-am spus că Spinning Silver sau Argintul Preschimbat, parcă așa se numește la noi, mi-a plăcut mult mai mult decât Aleasa Dragonului, deși ambele cărți sunt super, mie mi-au plăcut foarte mult și nu sunt, n-aș putea spune că sunt o cititoare înrăită de fantasy, dar cărțile alea două sunt acolo sus pentru mine. Și da, sunt foarte curioasă cum o să mi se pară această carte, mai ales că știți, v-am spus că eu nu prea citesc serii. Tind să mă plictisesc destul de repede de ele, dar fiind vorba de ea, sunt mai mult decât dispusă să-i acord o șansă. În clipul anterior vă vorbeam despre un unboxing, adică am făcut un unboxing în fața camerei și v-am arătat ce romane grafice mi-am cumpărat de pe Libris când au avut promoția cu transportul gratuit. Ei bine, da, este vorba despre Nimona. Momentan, și o să ajung imediat și acolo, momentan citesc altceva, pentru că e un pic urgent și trag tare să termin acea carte, dar cred că într-o săptămână, maxim două, o să citesc Nimona. Nu v-am arătat în clipul anterior însă câteva pagini din interior. Știu că toată lumea este nebunită după pagini, mai ales la, evident, la romane grafice, unde e vorba de ilustrații și de arta ilustratorului. Mie îmi place foarte mult cum arată Nimona, sincer. Nu e genul acela de artă foarte frumoasă și, nu știu, nu este manga, sub nicio formă, dar tocmai de aceea îmi place atât de mult și îmi place și schema de culori și am observat că pe măsură ce înaintează cartea, cum să spun eu, scenele de la început sunt în culori deschise, ceva de genul acesta, sau nuanțe de roșu și maro roșcat. Iar apoi, pe măsură ce avansează cartea, avem nuanțe închise, verde închis, albastru închis. Nu știu dacă e o chestie intenționată sau nu, dar mi se pare interesant și tocmai asta mă face curioasă și cu privire la povestea din acest volum grafic. Da, deci în curând o să mă apuc de Nimona. Iar acum, spre sfârșit, când vreau să vă prezint, mai am de fapt două cărți despre care vreau să vorbesc pe scurt. Una dintre ele mi-a intrat chiar și în posesie. Este vorba despre Împărăția Ultimului Cerb de Elena Druță. Dacă nu o știți pe Elena, să știți că ea are și un canal de BookTube. În cazul în care nu știți, se numește Elena's Bookshelf și o să las un link în căsuța de descriere. Face recenzii săptămânale ale unor romane destul de, și nu numai romane,
Dar recenzii pentru niște cărți foarte interesante din literatura universală, așa că și sunt scurte la obiect, foarte bine punctate, așa că vă recomand să o urmăriți pe Elena. Da, iar Elena este și scriitoare. I-a mai apărut încă o carte, nu mai știu exact editura. O să las coperta undeva pe ecran. Iar asta, dacă nu mă înșel, este a doua ei carte. Este un roman destul de... Nu mă așteptam să fie atât de bulky, dar am observat că scrisul este destul de măricel și oricum nu contează. Dacă e o carte scrisă bine și interesantă și plină de acțiune, mai ales că e un epic fantasy, atunci chiar nu mai contează numărul de pagini. Aici o aveți și pe Elena. Sper că puteți vedea și sinopsisul cărții, evident. Da, vreau neapărat să citesc cartea asta. Aș vrea să-i fac și o recenzie aici pe canal. Pentru că Elena mi este foarte dragă și pentru că simt nevoia să citesc fantasy anul ăsta. Nu știu de ce. Am așa o dorință să mă cufund într-o carte fantasy și să mă pierd acolo, pe tărâmuri fantastice. Așa că mi se pare acest roman o idee perfectă. Iar ultima carte pe care aș vrea să o citesc neapărat anul ăsta, i-am văzut coperta de fapt, pentru că romanul în sine nu a apărut încă. Am văzut coperta zilele trecute, deci e o chestie super recentă și mi s-a părut atât de interesantă încât vreau neapărat să o citesc. Plus că autorul este printre preferații mei. E vorba despre Iisus în Întuneric de Radu Găvan, o să apară la editura Litera. Nu prea știu despre ce e vorba în cartea asta și cred că o să evit spoilerele, dar mi-a atras atenția coperta. Știu că sună superficial, poate nu mi se pare superficial, pentru că uneori coperțile fac toată diferența din lume. Așa că, da, nu știu, mi se pare foarte, foarte interesantă cartea asta și titlul sună foarte bine și chiar vreau să văd despre ce e vorba, plus că v-am vorbit în trecut, dacă mă urmăriți de ceva mai mult timp. Dacă nu, o să caut acel clip de acum ceva ani și o să-l pun undeva, ori în descriere, ori pe sus, în care vă vorbeam despre cărțile lui Radu Găvan și cât de mult mă surprinde scriitura lui, pur și simplu. Mi se pare că are o minte destul de genială. Așa că, da, sunt încântată și pentru cartea aceasta și vreau să o citesc. Iar acum, la sfârșitul clipului, vă spuneam că momentan sunt prinsă cu altceva. Da, m-am apucat de vreo 3 zile, cred, să citesc Think Like a Monk de Jay Shetty și o să las coperta sau coperțile pe ecran, pentru că e apărută și la noi, cu titlul Gândește ca un călugăr. Jay Shetty e considerat un fenomen. Asta nu trebuie să vă spun eu, că e de ajuns să dați un search pe Google și o să vedeți. Dar de ce m-am hotărât să citesc cartea asta acum? Pentru că de pe 3 până pe 7 februarie, adică începe miercuri și se termină duminica viitoare, va ține un workshop gratuit. 5 zile de meditații și, nu știu, presupun că tot felul de sfaturi cum ți-ai putea îmbunătăți viața sau, mă rog, perspectiva asupra vieții. Și m-am uitat la ora la care vor avea loc aceste workshop-uri și am văzut că e ora 8 seara la noi. Așa că am spus de ce nu, este gratuit. Așa că m-am înscris și ca să fie treaba bună,
Am luat și cartea de pe Amazon să o citesc. Deocamdată am ajuns undeva pe la 15%, adică de-abia am intrat în ea. Și ce vă pot spune e că îmi place foarte mult. Mi se pare o carte foarte utilă. Doar că tonul lui este impersonal. Ce mi-a plăcut foarte mult la Brené Brown, Curajul de a fi vulnerabil, era faptul că ea vorbea foarte aproape, era foarte apropiată de cititor și avea o căldură în scritura ei. Jay Shetty este mult mai impersonal, na, atitudine de călugăr, presupun. Dar lucrurile pe care le spune el nu sunt rele deloc, ba dimpotrivă. Și cumva încep să înțeleg de ce atâția oameni sunt fascinați de el și de viața lui și de învățăturile lui. Oricum ce spune el nu este nimic nou 100%, el pur și simplu ia informația din mai multe locuri și o condensează într-un singur loc, în cartea lui. Dar da, mi se pare o lectură foarte interesantă și sper să o duc până la capăt, până pe 3, când începe workshop-ul, dar vom vedea. Cred că vă mai puteți înscrie dacă vă interesează. Bineînțeles, se vor ține în limba engleză, așa că să aveți acest lucru în minte. Dar dacă vreți să vă înscrieți, go ahead, o să las un link în descriere, dacă vă interesează. Iar în afară de cartea lui Jay Shetty, v-am spus că trebuie neapărat să citesc cele 5 limbaje ale iubirii de Gary Chapman, și încă vreo 3, 3 parcă, încă vreo 3 romane, dar trebuie câte unul pe lună, așa că nu mă grăbesc cu ele mai în partea a doua a anului. E ok, e în regulă. Astea sunt cărțile pe care vreau să le citesc neapărat în 2021. Da, nu știu ce să spun altceva. Sper că v-a plăcut acest clip. O să mă țin de promisiune. Sper doar să nu mai am pase proaste ca anul trecut și să nu mă mai intereseze deloc lectura. Trebuie să citesc. Chiar dacă nu o să le duc pe toate la bun sfârșit, dar măcar din 5, câte sunt aici, 4, mai ales că unul este roman grafic, așa că, da, oh well. Cam acestea sunt cărțile. Am o idee și pentru săptămâna viitoare, așa că o să ne vedem săptămâna viitoare, de data asta pot spune cu siguranță. Și nu știu ce să vă urez lecturi plăcute, să ne vedem cu bine, aveți grijă de voi. Spălați-vă pe mâini, purtați-vă masca și ne vedem data viitoare. Pa!